Înainte ca să zic ceea ce Duhul Domnului ne-a pus pe inima astăzi să vorbesc, vreau să aduc în primul și în primul rând sincere mulțumiri Domnului Dumnezeului nostru, care e prin mila și îndurarea Lui, prin bunătatea Lui, a făcut totul pentru ca noi să fim astăzi aici. A fost un proces destul de anevoios. Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns aici. În septembrie 2015 ne-am mutat pe Zadnipru 2-1. Ne uitam la un spațiu de 750 de metri pătrați și ne gândeam, wow, ce mare. A trecut un an, în august 2016 și în septembrie 2016, când eram exact un an, am spus, wow, ce loc mic este. Din când mai încăpeam deja. Am început să cutreierăm orașul acesta, să căutăm o încăpere unde să putem să ne mutăm. Să știți că nu e așa de simplu. Apropo, am cutreierat toate colțurile și subsolurile, chiar multe subsoluri din acest oraș, ca să căutăm ceva. Nu este simplu. Și în sfârșit Dumnezeu ne-a dus aici. Dumnezeu ne-a dat și o relație foarte frumoasă cu stăpânul încăperei. Apropo, cine are nevoie de mobile? Noi avem și niște ligote acolo, știți? Ne apropiați de mine, 1% mi-l dați mie, restul lor, adică plătiți lor. Nu, el ne-a promis chiar o reducere, așa că dacă sunteți parte din biserica noastră, veniți, să vă dăm un card și mergeți să cumpărați mobilul de mai jos. Când ne-am mutat la Zadnipru 2-1, am procurat, știți câte scaune? 200. Nu ne-am căput toate în sala aceea și am mai pus prin oficii. Și când ne-am mutat aici, am mai cumpărat, știți câte? Încă 200. Fiindcă, prin bunătatea lui Dumnezeu, așteptăm ca, deja probabil în februarie, anul 2018, să mai adăugăm 200. Fiindcă Domnul e bun și are milă de poporul acest în care trăim noi. Dar cum e posibil așa ceva? Ce Dumnezeu face totuși prin noi? Cum a ales El să lucreze? Vreau să vă aduc puțină istorie, foarte pe scurt. Un scurt istoric, aceea ce s-a întâmplat pe parcurs de ultimii ani. După 10 ani de slujire a bisericii noastre, am avut parte de multe succese, de multe realizări, dar și foarte multe confruntări și descurajări, desigur. Sincer, nici nu știu de care a fost mai mult. Totuși, în anii acestea, a fost un 10 ani când Dumnezeu ne-a maturizat. Să devenim mai maturi, să devenim mai copți în ceea ce facem și ne-a adus ca să ne descopere în final, să ne descopere sau să ne redescopere, de fapt, misiunea pe care o are El pentru noi și viziunea pe care o are El pentru noi. În 2012, El a mai făcut ceva în viața bisericii noastre. El ne-a schimbat și numele. Mi se pare că nu este pentru prima dată când Dumnezeu schimbă numele în istoria omenirii, nu-i așa? Dar El ne-a schimbat numele și numele care ne-a dat, noi foarte mult am dorit ca numele acesta să ne descrie pe noi cine suntem noi și ceea ce vrem, dorim noi să facem în lumea aceasta, doxa Deo. Un cuvânt din limba latină și din greacă, gloria lui Dumnezeu. Iată pentru ce noi vrem să trăim, ca biserică, ca persoane, ca credincioși, ca copii al lui Dumnezeu, ca cei care am fost schimbați în lumea aceasta, iată pentru ce noi vrem să trăim. Dumnezeu ne-a schimbat ca să fim, fiți atenți aici, și apropo, dacă tu ai fost schimbat, El te-a schimbat nu pentru ca să pur și simplu să fii în lumea aceasta, dar ca să fii și tu ești, chiar dacă nu înțelegi, tu ești reprezentantul slavii, gloriei lui Dumnezeu pe acest pământ. Din slavă în slavă. Când ne uităm la El, ne transformăm din slava Lui în slavă. Ca să reprezentăm slava Lui, gloria Lui pe acest pământ. El ne-a chemat. Ne-a chemat ca să facem totul pentru gloria Lui. Cine suntem noi, știi ce facem, știți, dacă nu este prima, nu va fi a doua. Tu nu poți să faci tot ce e mai bun Domnului. Ați văzut fraza care stă la intrare, la recepție.
Este un motto al nostru. Când Dumnezeu ne-a dat fraza aceasta, totul s-a schimbat. Fiindcă, în primul rând, dacă vrei să faci tot ce este mai bun Domnului, în primul rând, tu trebuie să fii mai bun. Aici se schimbă. Ce aia ce vei da. Probabil te uiți aici și te gândești, wow, este un fel de lux aici. Nici noi nu ne-am așteptat să fie așa, apropo. Așa Dumnezeu ne-a dat, chiar eu am rămas surprins de rezultatele la ce am ajuns. Dar totul se începe de la un fel, de la un mod de gândire. Noi vrem să-i dăm tot ce este mai bun lui Dumnezeu, fiindcă chiar dacă îi vom da maximum ce putem, noi nu vom putea să atingem nivelul bunătății și gloriei și slavei lui Dumnezeu pe acest pământ. Fiindcă este mai sus de orice. Tot ce este mai bun, vrem să-i dăm Domnului. Totodată, El ne-a trimis ca credincioși în lumea aceasta, ca în dragoste, să aducem oamenii, cei care încă nu-L cunosc pe Domnul Iisus, să-i aducem într-o relație de continuă creștere cu Domnul Iisus. Fără aceasta nu se întâmplă nimic. Toți noi, apropo, și tu care ești aici, și tu ești trimis. Și tu ești trimis în lumea aceasta ca să ajuți pe alții să-L aduci la Domnul Iisus, ca să-L ajuți să-L pui într-un proces de creștere în relație cu Domnul Iisus. Dar dacă nu ești în relație, apropo, caută mai degrabă să ajungi, că altfel, mulți din voi probabil cunosc ce înseamnă altfel. Noi planificăm ca curând să începem să trimitem credincioși transformați și chemați, nu numai în țara noastră, dar și peste hotarele ei, ca să ia mesajul, vestea aceasta bună care ne-a dat-o Dumnezeu, în plinătatea ei, și să-L ducem pretutindeni, oriunde Duhul Domnului nu ne va trimite. Noi vrem, cu ajutorul Domnului Sa și prin puterea Duhului Sfânt, să aducem un impact major în cultura noastră, fiindcă eu personal, având un fiu cel mare, 22 de ani, și cel mic de 2 ani și 5 luni, eu nu doresc ca ei să trăiască într-o cultură în care o avem astăzi. Noi am trăit și noi facem parte din cultura aceasta. Dar ea nu este ceea ce trebuie să aibă. Ea se poate schimba, dar nu în felul în care ne gândim noi de multe ori. Cultura aceasta trebuie să fie schimbată prin Duhul Domnului. Noi toți ne dorim să avem un viitor fericit și Dumnezeu ne-a pregătit acest viitor. Noi vrem ca în țara aceasta oamenii de rând, fie de la țară, fie din oraș, fie învățați, fie polițieni, în orice loc, să aibă un respect înalt față de Domnul Iisus, care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Numai prin aceasta se poate schimba lucrurile. Pentru aceasta, Dumnezeu ne dă creștere ca biserică. Și dacă crezi că până acum nu ai reușit să te realizezi la maxim pentru gloria lui Dumnezeu în lumea aceasta, alături-te de o biserică, alături-te de lucrarea bisericii Doxadeu și implică-te. Mai este mult de făcut. Fiindcă Dumnezeu este Cel care schimbă viitorul. Dumnezeu este Cel, adevărat, care schimbă viitorul. Și toată lumea este în așteptare unei schimbări majore, globale, mondiale chiar. În lume nu este pace. Pretutindeni se aude sunete de război. Lumea este plină de nedreptate și răutate și, apropo, nu este ceea ce stă static, dar crește. Sărăcia a ajuns și în țările în care mai ieri se considerau niște țări cu economie foarte dezvoltată și unde sărăcia nu exista. Acum și acolo este. Sărăcia mănâncă chiar viețile oamenilor astăzi în lume. Simțul de frică care persistă în majoritatea oamenilor de pe acest glob, ea crește și bolile psihice din zi în zi, din lună în lună, medicina nu mai reușește să mai găsească medicamente ca să trateze boala psihică a omului. Și din cauza ce? Fiindcă omul nu are pace. El nu vede nicio perspectivă pentru viitor. El nu vede nimic ce poate să întâmple copiilor nimic bun. El nu știe ce să mai facă. Totdeauna căutăm soluții. Toată lumea se întreabă ce se poate de făcut ca să avem un viitor mai bun. Se fac planuri
care din an în an eșuează ca să reușim să ajungem la un viitor mai bun. Se întâlnesc la nivel mondial ca să discute rezolvarea problemelor globale, mondiale. Dar nu prea mari schimbări se văd în lume, nu-i așa? Cam pesimist sună, nu? Și dacă te întrebi, dar oare este posibil ca să avem un viitor mai bun? Sau numai noi visăm, pur și simplu așa, știți? Noi ne dorim un viitor mai bun. Vă dau o veste bună. Astăzi s-a mai citit odată această veste. Vă dau o veste bună, fiindcă și Dumnezeu planifică, discută, strategii creează ca lumea aceasta să aibă un viitor mai bun. La Ieremia, care l-a citit fratele Valera astăzi, Valera Ghilescu a citit din la Ieremia 29:11, unde Dumnezeu zice: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o speranță sau o nădejde. Numai că, fiți atenți, numai că Dumnezeu are o altă strategie decât cea pe care lumea sau noi de multe ori încercăm să o căutăm și să o găsim ca să ne creăm un viitor mai bun. Adică de multe ori noi considerăm că dacă mergem peste hotare, undeva acolo vom găsi un viitor mai bun și nu este. În mare parte nu o găsim nici acolo. Și ca să schimbi acest viitor, știți Dumnezeu ce ales să facă? Să schimbe viețile oamenilor. Să schimbe viața ta. El nu schimbă viitorul în alt fel, numai așa. Numai în felul acesta. Noi căutăm să schimbăm economia, politica, chiar și religia. Dar nu se schimbă nimic. Noi căutăm să-i asigurăm omului o confort, o viață mai decentă, dar nu se schimbă viitorul lui. Tot se plânge că tot nu-i mai ajunge. Dumnezeu nu schimbă viitorul în așa mod. Noi încercăm să rezolvăm problema materială, să-l ajutăm pe om care este dependent de alcool, să-l ajutăm să fie liberat de dependență, cel dependent de droguri, să fie liberat de droguri. Dar de ce nu se schimbă? Fiindcă ca să schimbi viitorul omului, este necesar ca omul să se schimbe din interior, dinăuntru, din interior. Știți vechea zicală populară ce zice despre lup? Lupul, zici mai tare, ce? Lupul părul schimbă, dar năravul ba, și nu se zice despre lup în marea parte, sunteți de acord, nu-i așa, dar se zice despre om. Poți să-i dai cuiva o culoare, dar el va rămâne același, poți să-l îmbraci mai frumos, chiar poți să-l speli. Cel puțin o să miroase mai bine, dar el tot același va rămâne, fiindcă omul nu se schimbă din exterior, dar din interior. Și Dumnezeu a ales să ne schimbe din interior. Oare e posibil? Știți, Dumnezeu are soluția. Ați mai auzit undeva, frate, de ce asta cu soluția? Nu, dar aceasta este adevărat. Că Dumnezeu are soluție. Poate să pretindă cine vrea că are soluție pentru lumea asta, dar unicul în universul acesta care cu adevărat are soluția ca să schimbe viitorul omenirii este numai Dumnezeu. Și El are soluția. Domnul Iisus. Când era El pe pământ, fiindcă și El ne dorește un viitor bun, El a zis următoarele cuvinte. Cum să avem un viitor bun? Ne-a dat un răspuns la întrebarea aceasta, ne-a dat un secret, l-a descoperit de fapt, cum noi putem să avem un viitor bun. Și uitați ce El zice. El zice, ca să cunoașteți pe Tatăl, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-a trimis. El spune că problema nu este că avem mai mult sau mai puțin îmbrăcăminte. Problema nu este că noi mergem cu măgare, călare, sau cu bicicleta, sau cu mașini moderne pe care lumea o are astăzi. Nu este problema aceasta. Problema nu este chiar nici în mâncare. Problema este că omul nu cunoaște pe Dumnezeu, de aceea nici nu poate să aibă un viitor mai fericit. Știți care sunt cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus după aceasta?
El a mai spus o frază după aceasta și parcă e ruptă din context, dar ea nu este ruptă. Domnul Iisus intenționat a spus încă o frază după aceasta. Dacă am citit, să cunoașteți pe Tatăl, singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-a trimis, următoarea frază știți ce El zice? Eu te-am proslăvit pe pământ, împlinind lucrarea pe care mi-ai dat-o ca să o fac. Cu alte cuvinte, datorită că eu am avut-o prima, te-am cunoscut, eu am reușit să-mi finisez viața pe acest pământ cu mândrie, cu succes, cu realizări. Altfel nu poți. Dacă vrei să termini viața pe acest pământ, corect, frumos, bine, ca să realizezi ceea ce Dumnezeu a pus în plan pentru tine aici pe pământ, fără prima nu poți să ajungi la a doua. Fiindcă numai când o cunoști personal și nu știu viața ta, nu știu de unde ești tu. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit astăzi aici. Dar nu te cunosc, pe mulți nu-i cunosc. Nu vă cunosc viața. Dar dacă vrei să termini viața cu succes, să termini viața bine, să termini cu zâmbet pe față și zici, Doamne, am realizat, am finisat și am finisat-o cu bine, trebuie să ai pe prima, să-L cunoști pe Tatăl și pe Domnul Iisus. Iisus este răspunsul omului. Până când omul nu-L va cunoaște, nu-L va respecta, nu-L va iubi pe Domnul Iisus, nu se poate să aibă un viitor plin de pace, bucurie, fericire și chiar bunăstare. Numai prin cunoașterea personală, cine este Domnul Iisus pentru mine personal, numai până când Dumnezeu nu-ți va schimba modul de gândire prin Domnul Iisus, nu ai șansă să ai un viitor diferit. Știți, Dumnezeu își împlinește visurile sale. Și El realizează visurile sale. El niciodată nu visează ca să nu împlinească. Tot ce visează El ajunge la bun sfârșit. Și cum? Prin biserica sa. În țara noastră Dumnezeu a lăsat ca să avem multe biserici bune. Și numai în felul acesta El își atinge scopul în țara noastră. Și nu numai. Biserica noastră, Biserica Doxadeu, pe care o reprezint tema astăzi aici, va face tot ca gloria lui Dumnezeu să se extinde de la noi pretutindeni. Ca din locul acesta și nu numai, grupulețe de oameni să iasă și să ducă gloria aceasta, să fie niște reprezentanți adevărați ai slavii Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt să aibă un impact major asupra celora cu ei vor avea un contact. Dumnezeu schimbă viitorul și Dumnezeu schimbă viețile. Dar este necesar ca noi toți personal, tu și eu, să-L cunosc pe Cel care nu se poate să fie descris. Tu și eu să fim reprezentanții Lui, că El altfel nu a ales să lucreze în lumea aceasta, prin tine și prin mine. Eu nu știu de ce, dar așa a ales El. El, noi suntem mâinile Lui, noi suntem picioarele Lui pe acest pământ. Și dacă vrei un viitor fericit, un viitor mai bun, atunci cunoaște-L pe El.